Bine v-am regăsit la România Via Cluj. Pentru că suntem în toiul Festivalului Internațional de Carte Transilvania, vorbim despre o carte. E bine, alături de mine în platoul nostru se află Iunia Cordea, scriitoare, comunicator de profesie și coach, iar subiectul nostru de astăzi este fix această carte pe care o vedeți aici între noi, care se numește Una. Și nu o să credeți, dar este despre poezie. Este poezie, nu este proză. Bine ai venit la noi, Iunia. Mulțumesc, mulțumesc tare mult de invitație, Bianca. Întrebarea mea, number one, este ce te-a apucat? Și întrebarea mea, când m-a apucat, așa a fost și întrebarea mea, ce m-a apucat. Am citit foarte mult la viața mea, doar proză. Și prin 2018, într-un an foarte plin de muncă, în comunicare, am început să aud niște poezii în cap. Repet, nu citesc poezie, dintr-a 12 ani cred că am mai citit poezie prea multă. Dar am început să aud cu insistență, mai degrabă la început, ritmuri și apoi efectiv cuvintele și ca orice scriitor care se respectă le-am scris prin telefon arandala. Era 2018, am continuat să scriu câțiva ani și de fiecare dată inspirată de munca pe care o fac în coaching cu femei. În România și cred că în general e valabilă situația asta. Femeile sunt cele care apelează mai des la servicii de coaching și de terapie. Și din conversațiile astea cu ele și din lucru pe care îl avem, plus din veșnicele conversații pe care le avem noi femeile împreună, în familie, între prietene, au apărut aceste versuri inspirate de ele și de experiențele pe care le trăim ca femei în lumea asta. Așa am și spus în aceste emisiuni despre poezie și psihologie feminină. Uh-huh. Dacă e să ne gândim la aceste discuții pe care le-ai avut cu prietenele tale și care te-au inspirat în, și cu familia și cu doamnele, femeile și domnișoarele, doamnele și domnișoarele din familia ta, ce poți să spui, ce poți să le spui celor care vor să descopere acest univers feminin înainte să citească cartea ta? Cartea asta este un ghid în versuri, dar și cu niște fragmente de proză care explică puțin fiecare temă mare pe care am abordat-o, despre regăsirea conștiinței feminine noi toți. Conștiința asta feminină e un termen foarte vehiculat și la modă în zilele astea, din păcate mai puțin accesată, propriu zis. Conștiința feminină e un concept convenție. Îi zicem feminină că nu avem un termen mai bun deocamdată, sper să-l găsim, pentru că nu este a femeilor și nu este despre femei și pentru femei și doar în femei. Deci nu este vorbim despre feminism în sensul propriu. Vorbim despre un mod de a face lucrurile, un fel de a trăi, cu mai multă blândețe, cu mai multă sensibilitate, cu mai multă compasiune și empatie față de cel de lângă noi. Aș adăuga inteligența emoțională. Inteligența emoțională bună la orice, cu solidaritate, cu cooperare, cu grijă și respect față de tot ce ne înconjoară, că se numește om sau animal sau natură. Pentru că, și cred că de asta ar trebui citită cartea asta și altele care tratează subiectul ăsta, trăim într-o civilizație, eu sper să fie pe final, a preamăririi de sine, a dezbinării și a luptelor pentru putere de orice fel și a dominării. Cred că baiul nostru al civilizației noastre, poate că este o perspectivă reducționistă, este iluzia asta în care trăim că suntem separați unii de ceilalți. Și separarea asta ne produce frică pe care o gestionăm dominant. Plus că ne considerăm superior față de alte forme de viață și ca atare credem că avem dreptul să dispunem de ele cum vrem. Culmea, dispunem într-un mod arbitrar, să zic, arbitrar cel puțin. Și care nu ne este bun nici nouă până la urmă. Autodestructiv. Și că, exact, autodestructiv. Și fără o gândire pe termen mai mult de azi, pe mâine. De aceea cred că citind astfel de cărți, astfel de materiale, texte, poezie, proză, putem să ne aducem aminte că există noi și poate fi accesat acest fel de a face lucrurile cu cooperare, cu solidaritate între noi, cu mai multă echitate, cu respect față de tot ce ne înconjoară. Ceea ce spropui tu înseamnă un demers educativ pe un termen un pic mai mare decât doar o lansare de carte. Eu cred că este un proces, eu îl văd în civilizația umană apărând sub forme reduse deocamdată, dar cred că este singura noastră șansă
să mergem înainte și să reparăm că am stricat suficient. Îți voi adresa o întrebare mai sensibilă, dacă această tendință a noastră de a domina nu este de pe filieră masculină. Știu că e o întrebare grea, de aceea te-am și avertizat că ți-o voi adresa. Da. Nu cred că este doar pe filieră masculină. Cred că civilizația pe care o avem este așa pentru că toți membrii speciei am contribuit la asta. Femeile în ultimele mii de ani și-au asumat un rol de victimă, dar și un rol de deținătoare a unei puteri subversive. Femeile sunt, zic eu, dacă nu au parte de educația necesară, cei mai răi patriarhi. Da. Ei, acum de-abia aștept să mai apară câte un dictator femeie pe aici, pe acolo. Nu mă refer doar la zona asta de putere absolută, ci sigur. Și în companiile găsim, și în familii, și noi suntem din când în când omul care vine și zice așa. Polițistul bun și polițistul rău și știm cine este polițistul rău. Deci cred că și bărbații și femeile au responsabilitatea asta să repare. Femeile... eu zic că și de asta una este dedicată în primul rând femeilor, cred că au o responsabilitate în plus față de bărbați în momentul ăsta. Îmi place să glumești să zic că și pentru că este o treabă foarte, foarte grea și suntem cele mai calificate, dar și pentru că în primul rând noi avem nevoie de acest proces în care să renunțăm la rolul ăsta de victimă pe care l-am avut milenii la rând, să vindecăm în noi ce e de vindecat și apoi să ieșim cu ce am obținut și să reconstruim lumea asta. Iunia, vreau să te întreb dacă mai ai în plan să mai scoți pe piață cărți frumoase care să te facă să gândești și să reflectezi asupra vieții tale și a celor din jur? Nici una nu a fost în plan și a ieșit foarte bine. Deci, cred că dacă mă țin de planul ăsta, sunt șanse să mai iasă și alte scrieri. Nu mai vreau să zic de ce fel vor fi, că ia că te mai vin și surprize. Și pentru că spuneai că cei mai mulți clienți de pe partea de coaching și de de terapie sunt femei, aș vrea să te întreb care ar fi tematicile principale cu care se confruntă femeile, care ți se adresează? Din ce în ce mai mult în ultimii ani, cred că leitmotivul este extenuarea. Cred că suntem o subspecie de extenuate. Suntem extenuate, suntem obosite, suprafuncționăm. Am ieșit învingătoare, cel puțin în partea asta de lume, din lupta asta pentru emancipare, doar ca să ne trezim că avem 3 joburi, nu? Unul, acela de a sta acasă și a grijă de copii și de gospodărie. Avem grijă de copii, avem grijă de cuplu, avem grijă de părinți, cei care trebuie să facă asta, cele care trebuie să facă asta, și avem niște joburi solicitante în care trebuie să demonstrăm zilnic câte ceva. Ca atare, femeile sunt obosite. Ca atare sunt frustrate, ca atare nu-și satisfac nevoile, ca atare sunt veșnic mânioase, veșnic căutând să mai obțină ceva și uitând să obțină ce au mai mare nevoie. Pace interioară. Da. Mulțumesc tare frumos, a fost alături de noi Iunia Cordea, scriitoare, comunicatoare de profesie și coach. Mulțumesc, te mai așteptăm la noi. Cu mare drag. Și vouă vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.